Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport, discutând despre fonduri europene, despre ceea ce trebuie să facă fermierul român pentru a primi bani, pentru a primi finanțare. Sunt mai multe condiții pe care trebuie să le îndepliniți dacă doriți să accesați sumăsura 6.3. Aș vrea să continuăm să discutăm despre această sumăsură. Nu e întâmplător aleasă. Este o sumăsură pentru care încă există finanțare și sunt convins că mulți dintre privitorii noștri se gândesc să depună un proiect pentru această sumăsură, bineînțeles, dacă îndeplinesc condițiile enunțate de către domnii invitații. Este o măsură pentru fermierii care au exploatații ceva mai mici. De dimensiuni mai mici. Și cred că această sumăsură a fost și este necesară și cu siguranță va continua o astfel de măsură sau o altfel de finanțare și din 2021, pentru că dacă ne uităm la specificul României, până la urmă cred că avem câteva milioane de gospodării care trăiesc în agricultura de subsistență, semisubsistență și rolul acestor sumăsuri, acestei sumăsuri și fostei măsuri 141 din alocarea financiară 2007-2013, tocmai acesta a fost de a îndrepta și aceste ferme pentru a nu produce doar pentru consumul propriu, trebuie să îndrepte către piață, să devină și ele viabile din punct de vedere economic. Într-adevăr, în această alocare financiară, suma a fost mai substanțială și în două tranșe față de 2007-2013, când s-a primit 1500 de euro timp de 5 ani de zile pe fiecare an, plus că a fost o procedură mai greoaie într-un fel sau altul, dar așa este ori fiecare început, trebuie să avem și un pionierat în sensul ăsta. Cu siguranță vă... Iertați-mă, vreau să vă întrerup din nou, avem un telespectator, culmea, tot din Bihor. Dacă știam, ne mutam noi la Bihor, probabil că era mai simplu, interacționam mai ușor cu telespectatorii noștri de acolo. Bună seara! Vă salut cu respect și mă scuzați că vă deranjez încă o dată. Nu-i niciun deranj, vă rugăm. Cum vă numiți? Mă numesc Mântăluț Alexandru Cătălin, sunt din comuna Budureasa, sat Budureasa. V-am sunat săptămâna trecută, eu sunt cu proiectul cu 90 de puncte care am căzut. Da. Hal la tânăr, fermier. Exact. Și v-am sunat să vă zic ce decizie mi-a venit miercuri. Interesant. Da. Uimiți-ne. Săptămâna trecută. Exact, o să vă uimesc. Și îmi zice... Reprezentantul legal a solicitantului deține diploma de bacalaureat cu numărul 0130 în fine din 17.09.2009 cu specialitatea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, specializare care nu se încadrează la studiul mediu în domeniul agricol. Am înțeles. Ce spuneți dumneavoastră? Și mai are și o continuare, mai scrie ceva acolo. Păi zice, ca urmare a contestației depuse de dumneavoastră la CEFIR Satu Mare și înregistrată la data de 23.04.2019 cu numărul 01080 referitor la cererea de finanțare numărul, în fine, cu titlul instalarea tânărului fermier Mântăluț Alexandru Cătălin ca șef de exploatație agricolă în satul Budureasa, comuna Budureasa, vă informăm că în urma analizei în cadrul comisiei de contestație aferente licitației de proiect cu numărul ăsta, așa, contestația dumneavoastră a fost respinsă. Doar atât și ne-a mai știut dumneavoastră mai devreme, da? Acum, ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră? Băiatul, am înțeles că are acest profil și așa mai departe, dar liceul pe care l-a terminat este un liceu de profil, este în codurile... E cel mai mare liceu agricol din țară, e liceu agricol... Am înțeles, gata. Da. Nu știam asta, că parcă m-am întrebat și atunci. Deci dacă... Exact. Domnul Mădăluță, dacă lăsați numărul de telefon în regie, eu vă pot suna mâine, vă comunic o hotărâre de guvern care stabilește care sunt specializările conform acelei hotărâri de guvern. Și consultantul dumneavoastră, consultând acea hotărâre de guvern, poate reveni cu prevederea de acolo. Exact. Am vorbit cu consultantul. Da. Singura greșeală mea care am făcut-o când am depus contestația, știți care a fost? Că nu m-am vorbit cu un jurist. Cu un jurist. Da. De ce? Ăștia interpretează legea cum vor ei. Nu, dar aici nu vă supărați. Nu vreau să fiu răutăcios cu colegul meu de Brezlă,
Dar scrie în ghid de aceste două, sunt două hotărâri de guvern care definesc specializările pe studii superioare și pe studii liceale. Dacă el s-a plecat un pic pe această hotărâre de guvern, când ați făcut contestația, scria, conform HG-ului numărul, dacă bine mi-aduc aminte, parcă din 2015, articol, paragraf, anex, etc. Da? Așa se face o contestație profesionistă. Păi mi-au făcut contestația, eu am fost și la jurisprudență. Da. Am fost cu ea și la unul ăsta. În fine, știți ce mă îndrumă toți? Ce-i dau în judecată. E ultima formă asta. E ultima formă. Da, și dacă mergeți cu un avocat bun, pentru că și aici e o problemă de interpretare, cineva care să știe să facă pledoaria cum trebuie, exact. Sigur câștigați. Păi, și vă spun după acum un secret ca să ne audă toată țara. Exact. Ministerul are un fond de rezervă pentru asemenea cazuri. Știu. Am fost, care am, e cam am mare vorbit. Fondul de rezervă, că acum un an trebuia să scoată 26 de milioane pe măsură, a scos decât 11 și i-a mai rămas 15, așa că luați-le banii. Exact. Acum eu, dacă știu avocat șmecher, da. Oricum am bani ca să mă judec cu ei, nu e o problemă. Așa. Pot să le cer abuz în serviciu și vreo 200.000 mult mai mult, de euro. Asta vă va învăța avocatul, vă dați seama. Dar îmi dați vrea... la avocat 100.000, nu e o problemă, să fie 200.000. Am înțeles. Și eu tot... Vreau să vă mai întreb ceva, n-am fost atent. Când a fost eliberată diploma ca idee, n-am fost atent. În 17.09.2009. Ah, deci 2009, înțelesem 2019, credeam că a fost după... Nu, nu. Da. Nu, gata, îmi cer scuze. Gata, mă scuzați. Nu. Da, e ciudat totuși acest răspuns. Credeți-mă că eu personal, până aș ajunge la partea de judecată și asta și e bine să le faceți, v-aș sfătui, dacă tot ați zis că stați cât de cât bine financiar, stați bine financiar pentru că munciți și așa mai departe și aveți încredere în ferma dumneavoastră și dumneavoastră, ar fi bine să veniți și până la București, la AFIR, la domnul director Chesnoiu, să cereți o audiență sau chiar la domnul ministru Petre Daia, și să explicați aceste lucruri, pentru că pentru noi, pentru mine cel puțin, pare destul de ciudat acest lucru. Dacă nici acolo nu găsiți înțelegere și cât mai mergeți pe partea de... Da. Pentru mine pare mai ciudat și vă spun de ce. Pentru că întâmplarea face că eu m-a plecat să-mi pe cele două hotărâri de guvern, dar până când nu a sunat acum trei emisiuni un alt băiat de la Pitești, medic veterinar, atunci am venit și m-am aplecat încă o dată acum de curând. Mă înțelegeți? De-aia sunt foarte sigur pe ceea ce spun, că am citit de curând. Nu, și asta este procedura. Corect cum a spus și e păcat, adică culmea... Știți ce e păcat? Că ne-am născut în România. Asta e păcat la noi. Nu. Ăștia se plâng că n-au forță de muncă și nu mâncăm natural și mâncăm toate sărăciile care le aduc din afară, din export. Asta e păcat. Domnul Mădăluță, și dacă să nu vă întoarcă cineva din drum și dacă îi dați în judecată, să nu vă spună consultantul sau altcineva că veți da peste ei, pentru că dacă câștigați banii, banii sunt câștigați de la Ministerul Agriculturii și nu mai aveți monitorizare pe proiectul dumneavoastră. Vă dau acum un sfat așa, în direct. Deci nu mai aveți contact cu ei ca să credeți că vă fac rău, plus că veți primi pun presiune. Nu-mi frică, de ce să-mi fie frică? De ce să... Dar nu-mi frică, n-am pentru ce. Deci v-am spus, problema care îi? Nu e o problemă că mă judec. Mă judec cu ei, un an, doi, trei. Beleaua, cât sunt nejudecata? Cum să spun? Una la mână. Poate să țină un an, poate să țină o lună, doi ani sau trei ani. Da? Nu poate avea prea multe termene, pentru că aici nu pot interveni foarte multe elemente între termene. Da? Cer mult lipsesc ei odată, cer o amânare, cer mult mai... Dar nu se pot duce. Iar instanțele, când este vorba de... termene pe comercial, le dau rapid că știu că oamenii au de pierdut. Și aș vrea să mă aduc aminte ce dumneavoastră spuneați aici în emisiune și așa este, de fiecare dată când avem, sau când sunt emisiuni de genul ăsta, pentru că asta este și rolul Ministerului și a agenției, câțiva consilieri urmăresc emisiuni de genul acesta și aș vrea să mâine dimineață, dacă ar putea un consilier,
se aduc aminte domnului director Chesnoiu sau domnului ministru Petre Daia sau la anumii secretari de stat care răspunde fondurile europene de această speță și mai ales mă gândesc acum chiar la domnul Crunteanu, parcă rețin, sau Crunteanu este ministru secretar de stat și știu că vine din rândul AFIR și e unul din specialiștii chiar buni ai AFIR-ului care i-a avut vreodată. Și cred că și dacă se apleacă pe această speță, poate găsim o soluție până ajungeți la judecată. Ce mi-aș dori eu? Dacă puteți să ajungeți la București, foarte bine. Dacă nu, cel puțin ridicați această contestație, acest răspuns și punctul noastră de vedere împreună cu consultantul și cu avocatul pe site-ul Ministerului Agriculturii și pe adresele de mail de la AFIR, la domnul Chesnoiu, domnul Coadă, un expert foarte, foarte mult și așa mai departe, pentru că poate le-a scăpat chiar și ceva. Pe pagina de Facebook a AFIR-ului, că știu că e urmărită. Este urmărită și până la urmă, un pic de reclamă de asta așa mai negativă nu le strică nicilor. Dacă Dar nu e vorba, nu era nicio supărare, am greșit în teren, am greșit în facturi. Nu îndeplineam condițiile, dar să nu îmi zic că ascultați, încă o dată vă zic, răspunsul, decizie conform ăsta, stați să vă citesc când mi-i pe ăsta, răspunsul deciziei conform Comisiei de Contestație. Da. Reprezentantul legal a solicitantului deține diploma de bacalaureat cu numărul 013, așa, din data din 17.09.2009, cu specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, care specialitate nu se încadrează în studii medii în domeniul agricol. Deci e pentru mine personal și dacă lucrurile stau așa, e de neînțeles. Mai mult am fost la liceu agricol luni și am întrebat, domnule, e o diplomă legalizată, e un act legalizat, e 4 ani de școală. Ce se întâmplă? Păi îți dai în judecată. Bine, ușor, nu mi-e greu să-i dau în judecată. Un avocat din Mănos, bun. Dar nu. Haideți că poate reuși să rezolvați problema. Acum știți că nu puteți să rezolvăm în direct. Noi v-am explicat exact, așa mare exact. Cum stau bine, lucrurile bine. Și ar fi bine să mergeți mai departe. Noi, din punctul nostru de vedere, vă dăm șanse foarte mari, dar acum... Și sperăm că dumneavoastră să spunem lucrurile așa cum sunt, pentru că și trebuie să vedem și documente și așa mai departe. O întrebare totuși am. Deci avem diplomă de bacalaureat, nu de specializare, da? Bacalaureat. Am înțeles, absolvit. Gata, atât. Absolvit. Bine, sunt convins că ne mai auzim. După cum decur lucrurile, veți mai suna pe aici, pe la AgroTV. Să nu închideți, să lăsați numărul pentru domnul Vișu Iliescu, da? Bine, bine, bine. Bine, sănătate, numai bine. Supărat pe bună dreptate din ce ne spune... E al doilea caz în decurs de o lună și eu chiar îmi pare rău că sunt doi tineri care oricând pot să-și pierdă speranța și să ne pomenim că se urcă în autocar și plecă în străinătate. Și în loc ca acești tineri să... Păcat că trăim în România, într-un fel. Să-i ții aici... Așa s-a exprimat. Așa s-a exprimat. Așa s-a exprimat domnul. Mi se pare un pic forțat să spunem că e păcat că trăim în România. Poate că de multe ori, cu sinceritate vă spun, noi vedem numai partea goală a paharului. S-au întâmplat multe lucruri bune și în România și cred că ar trebui poate să le vedem mai des și să le apreciem așa cum se cuvine, că România a evoluat destul de mult în ultimii ani, nu suntem chiar la coada clasamentului. Eu am mai spus-o unor prieteni, o fac și public, am fost în Grecia și după părerea mea, vă spun sincer cu mâna pe inimă, am reușit să fim cel puțin la nivelul Greciei, dacă nu chiar mai bine din punct de vedere economic. Din ce am văzut eu așa, din ce am perceput țara economic, aia, da, dar din punct de vedere al... multe zone de acolo, cred că România a reușit să evolueze destul de mult și să nu mai ne lăsăm așa de fiecare dată, corect, fie călcați în picioare, fie laudă, adică să stăm sunt așa cu capul plecat, că n-avem făcut, de ce. Da, fermierii români muncesc, fac lucruri bune și cred că suntem pe drumul cel bun. Ca și potențial, ca și capacitatea oamenilor, avem. Aici e problema de funcționare a statului român în ansamblu. Pentru că el nu se plânge de muncă. Da, am înțeles, îl înțeleg pe omul ăsta. El putea să înțeleagă dacă un document l-a depus greșit. A și spus omul, mi-a și asumat, repetam, dar să spui că nu e diploma bună când e bună
și în ghid scrie că e bună. E adevărat, poate fi și o scăpare a funcționarilor. Nu, 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 că aici a trecut deja și de comisia de contestație. E cu totul altceva. Oricum, aceste cazuri, să zicem, într-un sau altul sunt izolate, dar ar fi bine să nu se mai întâmple sau să nu se întâmple. Nu ne dorim să se întâmple, asta e clar, că nimeni nu-și dorește. Și încă o dată repet, și colegul cred că de acord și dumneavoastră, nu știm speța până la capăt, dacă este ca dânsul, din punctul de vedere, ce vedem, noi de fapt nu vedem, auzim, asta este răspunsul nostru. Dumneavoastră luați vis-a-vis de documente, ce vi se spune. Da, vis-a-vis de documente vom vedea ce și cum. Da, sperăm că dânsul să aibă dreptate și îl credem că este fermier și să meargă mai departe, cel puțin, până la urmă, și sfatul de genul ăsta trebuie să dăm, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă într-un fel sau altul, așa cum ghidul solicitantului și procedurile ne cer să respectăm anumite proceduri și cei care aplică respectarea acestor proceduri, trebuie să înțeleagă și ei cum trebuie aplicate aceste proceduri. Sperăm că va fi un caz izolat și nu se va mai întâmpla și să nu avem dezamăgiri în general în tineri. Dar de ce să rezolvăm problemele numai atunci când apare în presă? Că noroc că mai e presa. Că dacă n-ar exista televiziunea să intre în direct, dacă n-ar mai exista și alte publicații de specialitate unde să se mai plângă, atunci ce ar trebui să facem? Să ne triem așa. Ăsta e rolul nostru, domnul Vișu, să ascultăm și rolul și să încercăm să îi trebuie să vedem și evoluția în timp, adică față de 2007-2013 și până la urmă am reușit, până la urmă, cum să vă zic, pe agricultură în România și în 2007-2013, 2014-2020, fondurile alocate prin cele două PNDR-uri, cred că s-a ajuns la un grad de absorție în 2007-2013. Da, asta din cauza fermierilor. Din cauza fermierilor și a formelor asociative serioase, exact, care au reușit să îndrume într-un fel sau altul. Haideți că l-avem la telefon pe domnul Grigore din județul Alba. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! De la munte, de la Zlagna. Cum e vremea la munte? E și plouă și stă. Să știți și că așa e plouă. Și la șes în perioada asta. Deci nu e nicio diferență. Ne putem considera că suntem și noi la munte. Da, 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 da. Aer mai curat. Așa e, la dumneavoastră, nu la noi. Ziceți! Bine. Am 5 hectare, da? Cu nuci. Îi exploatez în regim ecologic. Bine faceți. Și am încă 4 hectare pășune. Am 0,30 și 4 de ari de luțărnă. Și cam atât. Ce aș vrea să întrebare? Ce aș putea să... Câte ESO-uri fac, mai bine zis? La ce m-aș încadra? Cred că sunteți undeva la limită puțin peste 5 hectare de nuc. Cred că vă duceți undeva la aproape 10, 11, 12 mii de... Între 10 și 12 mii de ESO-uri. Dar acum... Da. O să rog pe colegul că este puțin mai dotat pe tehnic să facă un calcul. Dacă cumva nu depășiți 12.000 de ESO-uri, v-ați încadra la sumăsura 6.3, nu aveți nicio problemă cu vârsta. Presupun că aveți minim 24 de luni de când sunteți înregistrat la APIA, cel puțin ca persoană fizică. Da, da. Da? Poate v-ați făcut această formă de organizare, întreprindere familială și v-ați sugera pe aceasta să mizați dacă doriți și dacă vă încadrați pe sumăsura 6-3, minim 8 clase, așa vă simt eu că aveți minim, dar cred că avem și liceu în cazul dumneavoastră. Nu, ce vreau să zic, aș vrea să fac familială, da. Dar ce vreau să zic, am un copil care e în Franța și aș vrea să-l aduc de acolo încoace și nu știu cum. Că nu prea vrea să vină. Asta e dorința fiecărui părinte. Ca un exemplu pentru el, cred că ar trebui să faceți, dacă nu depășim cele 12.000 de ESO-uri, faceți dumneavoastră cu soția o întreprindere familială. Titular ar fi bine să fie cel care are o vechime de minim 24 de luni la APIA, dumneavoastră sau soția, și cel care are, cum vă spuneam, minim 8 clase. În afară de nuci și pășune, ce mai aveți? 30 de ani de lucernă. Și 3.000 de luni de lucernă. Da? Deci 4 hectare de pășune și 5 hectare de nuci. 5 hectare de nuci. Și veți fi un exemplu pentru băiatul dumneavoastră, dacă veți... Păi eu aș vrea să vie el și să-i predau lui stafeta, că eu am 72 de ani.
dacă tot vreți să vină dânsul, să vină băiatul dumneavoastră și este normal pentru orice părinte să-și dorea să aibă familia aproape, copiii aproape, noi v-am sugerat să așteptați 2021, pentru că pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru alte măsuri din PNDR care atunci se vor redeschide, finanțările vor fi mult mai mari și cu siguranță atât volumul sau valoarea finanțării, cât și faptul că vă doriți dumneavoastră și cred că și el ar vrea să-și întemeieze o familie să fie altă de dumneavoastră, îl vor determina mult mai mult să vină acasă. Din 2021 pentru instalarea tinerilor fermieri, nu știm la această dată condițiile, dar suma care se va aloca pentru instalarea tinerilor fermieri va fi de 100.000 de euro. Cred că este o sumă care i-ar face și pe cei care sunt în America să se întoarcă acasă, mai ales că dumneavoastră ați munciți, aveți o bază materială, aveți o suprafață de teren destul de consistentă pentru a întemeia o afacere sau de a continua o afacere. Mai aveți și animale? Să mai pun încă un hectar de nuci. Mai aveți animale? Animale nu, numai două capre ca pe cal. Pentru familie. No. Deci. Da, deci pe... Am avut 10, dar ne-am... Și cum spuneați mai devreme, este și pe agricultura eco, să înțeleg, știți, și acum sunt anumite subvenții care sunt mult mai mari decât pentru agricultura convențională. Cu siguranță, din 2021, aceste subvenții vor fi tot la fel de mari, dacă nu și mai mari, pentru că noua politică agricolă comună, care se va lansa din 2021, acolo se va axa, sau printre axele prioritare care vor fi finanțate, este și acest tip de agricultură, agricultură eco sau bio, pentru că, știți și dumneavoastră, se produce mult mai greu, costurile sunt mult mai mari, munca se face mai mult fizic și tocmai de aceea trebuie și finanțate aceste tipuri de agricultură. Deci în 2021 mai multe șanse de finanțare, atât pe ceea ce înseamnă Planul Național Strategic, pentru că așa se va numi din 2021 încolo, cât și pe partea de subvenții. Și cred că acest lucru, cum spuneam mai devreme, s-ar putea să-l determine pe băiatul noastră să vină acasă, să găsească o fată frumoasă de acolo, de la Alba, să vă facă mulți nepoței și să munciți împreună exploatația pe care o dețineți dumneavoastră, păi la această dată. Păi deja are o nepoată acolo. Doamne ajută! Doamne ajută! Păi ce să mai trebuie? Facem tot posibilul să-l aducem acasă. Cât putaj trebuie să facem ca să putem acesta? Pentru 6-3 sau pentru 2021? Pentru tânăr fermier. Pentru tânăr fermier, nu știm ce va fi din 2021, dar dacă mergem pe experiența ultimului an, undeva 80 de puncte, 85 de puncte. Dar trebuie să mergem și pe experiența începutului acestui PNR 2014-2020, când s-a intrat la finanțare de la... Cred că se referă la numărul de ISO-uri. Acum eu am răspuns pe partea asta undeva de la 40 de puncte. ESO-urile, dimensiunea exploatației, la această dată nu avem cum să știm ce va fi din 2021. Dar cu siguranță, dacă ne urmăriți, sunteți tot aici aveți afla păi de obicei noutățile. Mă urmăresc marța și până joia. Am înțeles. Bine. Că am învățat multe. Deci îl urmăriți mai mult pe domnul Ghinea decât pe noi, că noi venim decât marța. Și e normal că dânsul realizează emisiunea. Până joia îl urmăresc pe dânsul. Fiindcă sunt lucruri interesante. Așa este. Și, mulțumim, și dacă s-ar face, ar fi și mai bine. Doamne ajută, asta ajut. Deja ține de decidenții politici. Bine, mulțumim pentru telefon, domnul Grigore. Și eu vă mulțumesc și multă sănătate. Asemenea și dumneavoastră, numai bine. Domnilor, haideți să luăm o scurtă pauză comercială, după ne vom reîntoarce aici la Agricultura, la Raport. Le reamintesc celor de acasă, pagina noastră de Facebook, AgroTV-Agricultura, la Raport.